Doamnelor și domnilor, Silent Strike a fost pentru noastră, am mixat live. Acum am înțeles și eu ce înseamnă să cânti live electronic și din calculator. Iată că se poate. Urmează, aici pe scenă, la clubul Jukebox, trupa Byron. Trupa Byron înseamnă Dan Byron, voce, chitară acustică, flaut, Cristi Mateșan, tobe, Six Fingers, clape, voce, chitară acustică, Costin Oprea, chitări, Vladi Stăteanu, chitară bas, și vor interpreta și o melodie, o domnișoară pe care abia aștept să o văd. Am ascultat multe piese de la ea, am ascultat pe YouTube, e adevărat. Este vorba de o englezoaică care și-a găsit dragostea. Ia mă, ați văzut? S-a prins că zic ceva. Nu zic de bine, să știi. Și pe care o cheamă Lou Cosma. Da, trebuie să vă anunț următoarele chestii. Și anume, există două cutii la intrarea în club în care puteți să contribuiți cu ce vă rămâne în buzunare după ce mâncați, beți, vă opriți bani de taxi, da? Deci vă opriți bani de taxi. Iar ce vă rămâne, puneți în cutiile de la intrare. Și mai există un număr de SMS pentru Cosmote, Orange și Vodafone, unde puteți trimite SMS-uri în valoare de 2 euro. Dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Eu acum, probabil că o să iau din masă în masă cutia. Hey, anybody here? Hey, I know you're here, I can hear you breathing! Deci, dragi prieteni, în primul rând, de ce ne-am adunat? Ne-am adunat din solidaritate, un lucru care, sincer, mie mi se pare ușor ieșit din comun la poporul român după 1989, sau mă înșel. Ce mă bucur este că în ultima perioadă această solidaritate a început să apară până și la noi. Deci nu trebuie să plecăm în Canada, mai avem o șansă să stăm și aici. Și anume, oamenii au început să sară în ajutorul altor oameni. Oamenii au început să lase la o parte problemele proprii și să se aplece cu urechea și către problemele altora. Astăzi este vorba despre Cristina. Cristina, care este un avocat de succes, care are 27 de ani, care lucrează într-o firmă de avocatură unde munca este foarte grea. Un om care a plecat cu multe speranțe, care a muncit mult să ajungă unde a ajuns, dar care, iată, este la fel ca toți ceilalți în fața bolii și în fața acestei boli care este absolut oribile, suntem egali. Ea a avut noroc, pot să spun, la un moment dat îmi puneam problema în cazuri de genul ăsta, ai noroc sau ai avut ghinion? Cred că în cazul Cristinei, norocul de a avea atât de mulți prieteni pe care nici nu-i cunoaște pe majoritatea dintre ei, care să-i sară în ajutor și să o ajute să-și facă acest transplant de celule stem, norocul ăsta este mai mare decât ghinionul pe care l-a avut să se îmbolnăvească. Și aș vrea să vă mulțumesc în numele ei pentru faptul că sunteți aici. Ei bine, v-am povestit despre cele două cutii în care puteți să puneți ce au mai rămas prin buzunare, dar sper că toată lumea și-a adus telefonul mobil. Aveți telefoanele mobile la voi? Nu. No. Le aveți pe amândouă? Da? Deci am o veste bună și cei care au Cosmote pot vota de această dată. Votul este pentru viață și anume... Haideți, aveți telefoanele? Ha? Văd unul acolo, unul la mine în mână, încă unul, mai are cineva telefon? Da? Avem nevoie de telefoane pentru câte 2 euro. 2 euro TVA inclus. Mai aveți? Mai aveți? Mai scoate cineva un telefon? Haideți! Voi aveți telefoane? Vă țin eu berile?
Dar știu, în final, să fie în geantă. Unde mi-am pus geanta? Dați la o parte hainele alea, căutați. Am înțeles, voi mai târziu. Ok, deci, telefoane, dacă aveți... Începem pentru cei cu Nokia. Telefoane, meniu, mesagerie, da? Crearea mesaj, mă urmăriți? Dictez la repede? Ok. Mesaj text. Dar proiectezi și tu ce fac chestia asta undeva? Nu, m-am speriat. Către. Scoatem fițuică. 8, 7, 9. Ia uzi. Deci, 8, 7, 9. Mesaj, las că știu ei. 8, 7, 9, da? Care aveți telefoane la îndemână. Care nu, în geantă. Expediați. Remis. Ia uzi. I-am trimis 2 euro. Și urmează un mesaj de mulțumire în care sunteți afișați. Vă mulțumim pentru că ați donat 2 euro. Împreună am ajutat-o pe Cristina să câștige ziua de astăzi, să-i dăruim ziua de mâine. Vodafone și Asociația Mame. Dragi prieteni, vă mulțumesc că m-ați susținut în această inițiativă. Pentru cei care au iPhone, de exemplu, o să revin cu un iPhone pentru a repeta această manevră. Vă rog să vă căutați prin poșete și prin haine, prin geci, prin blugi. Scoteți-vă telefoanele, puneți-vă telefonul undeva la îndemână, că și mă întorc. Doamnă și domnilor, ei bine, trupa, auzi. Deci domnul avocat mi-a șoptit în ureche și anume că puteți scoate și telefoanele de la servicii. Excepțional, excepțional. Doamnelor și domnilor, trupa Byron în câteva secunde va cânta voastră. Mulțumesc!